Mergeți acolo și vedeți, de acolo a venit explozia. Ala e peretele care a peretele cu vecinul. A, eu le-am peretele cu vizorul deci, care da. L-au pus ei acum. Da, noi era acolo, gol. Deci peretele lui, uitați, e ăsta de aici care se vede. Molozul ăsta, deci totul e peretele lui care se vede aici. Uitați cum arată, aici a fost o baie, care dacă eram în ea, nu mai eram. Copilul era aici? De aici, aici am scos aici, copilul, am pus o candră, că îi mulțumesc aici domnului că l-am, de aici am tras de el. Uitați, în acest loc a fost copilul, că dacă era mai încolo, nu mai era nici el, deci nu era copilul. Aici e baia, care la fel e dezastru. Nimeni n-ar fi supraviețuit în această baie, nimeni. Deci puteam să fiu, să scot o rufă sau să nu... Mai vrem, practic, vrem doar atât, să ne reconstruim zidurile, instalațiile și să ne întoarcem la casa noastră. Atât vrem. Nu cerem nimic de la nimeni, doar zidurile și ce este. Plus cealaltă casă nu mai luăm în consider, cealaltă parte a casei, tot format. Uitați. Deci tot. Uitați. Deci asta nu mai e. Deci suflul explozii s-a dus până în balconul celălalt. Eu de obicei las deschis totul. Suflul a ieșit încolo, s-a dus pe aici și uitați aici, deci avem, uitați ce este. Dar vă spun, astea sunt lucruri, deci nu mai contează, le vom face, zidurile și ușile și instalațiile, atât vrem. Asta, nu cer la nimic la nimeni. Acolo nu s-a produs distrugere, pe acolo e și suflul. Aveți florile sparte. Da, deci totul, aia e tot, deci eu am lăsat totul așa cum era la explozii. Nimic altceva. O să chem de domnul expert să vină, că e foarte important. Vine. Explozii. Și nu mai puteam să ies. Și m-a salvat vecinul de la etaj care era la celălalt. Deci el o tras din mine ca să ies. Fiindcă am vrut să mai salvez, să nu sară blocul. Fum, foc, groază, explozii. Uitați unde sunt bucăți de moloz, de cum se cheamă, zid, nu am cuvinte, nu mi le mai găsesc. Vin aici e distruit, am venit ieri și m-am adunat și asta e a vecinului, asta s-a vecinului. Am plâns că l-am în viață. Sunt fericită, eu și eu trăiesc, eram aici. Dacă noi trăim, nu mai contează că m-am lovit, că nu contează. Suntem fericiți că trăim. Și îmi doresc să fiu întreagă de acum încolo. Acolo era pomul cu vecinul. Da, să vedeți ce e acolo. Dacă era cineva o persoană acolo, dar mai supraviețuia. Sunt fericită că am acest copil și sunt în viață. Vă dea Dumnezeu sănătate. Nu mai plâng după nimic. Nu plâng după nimic, după aia. Dar plâng că sănătoasă. Hai. Dar unde-s mama? Aici unde-s ușa? Din suflet, ce-am trăit. Nu vrem nimic. Aici a fost diferența între viață și moarte. Un copil de 11 ani a fost scos de aici. Să afle adevărul atâta vrem. Nu vrem nimic. Nu cerem nimic. Oamenii din acest bloc suntem oameni normali, sunt oameni bătrâni. Nu știu cum să vă spun. Trebuie ajutați și înțeleși. Nu cerem nimic. Doar să se refacă blocul și toate utilitățile să ne putem întoarce la casa noastră. Dar vă puteți permite să suportați aceste costuri? Nu ne putem permite. Deci o să fim ajutați, deci sperăm să fim ajutați. Nu, v-am spus, noi încercăm să ne reluăm viața așa cum se poate. Suntem fericiți că trăim. Faptul că trăim, noi suntem fericiți. Suntem cei mai fericiți oameni. Cred că nici o ființă umană nu-și dă seama că într-o secundă își poate pierde viața, dar atunci când te-ai trezit din acest lucru, înțelegi ce înseamnă viața. Suntem fericiți că trăim și o să spun asta toată viața mea. Acest copil care a fost aici și a fost salvat, înseamnă că avem de toate. Uitați-vă, vă rog, vreau zic că de acolo a venit, uitați-vă așa, ia uitați. De acolo tocmai aici am ajuns. Și eu de pe terminat sunt de făcut geamantanul și am ieșit și m-am dus în bucătărie. Norocul meu a fost că m-am dus în bucătărie. Mă prinde aici. Thank you.
izbor nou. Dacă nu deschideam ușa asta, eram zburat în balcon. Eram pe fotoul ăla aici lângă. Uitați, o luniță. Mergeți și în baie și în bucătărie. Stați un pic, peretele ăsta pleacă. Peretele ăsta să gărțe. Și peretele cu geamul și centrală. Oxigen deschis, vă dați dumneavoastră seama, cu tubul de oxigen de o bombă.